Bine v-am regăsit! Circulă din nou, oare pentru a câta oară, o idee greșită pe internet care se rostogolește și crește ca un bulgăre de zăpadă, așa cum se întâmplă de obicei. Și pentru că e legată de o realizare tehnico-științifică foarte recentă, vă vorbesc despre asta în seria Știri din Știință. Să vă spun întâi vestea. La National Ignition Facility din Livermore, California, pe scurt NIF, un institut și laborator pentru experimentarea și studiul fuziunii nucleare, s-a obținut pentru prima dată mai multă energie din reacțiile de fuziune decât câtă energie s-a folosit pentru a crea condițiile necesare ca aceste reacții de fuziune termonucleară să aibă loc. Așa că mai toată lumea a auzit că s-a obținut, citez, mai multă energie decât s-a folosit. Și asta încă n-ar fi o problemă. Problema este că mulți înțeleg de aici, inclusiv cei care ne prezintă știrea de multe ori, că a apărut energie în plus în univers. S-a creat energie, adică nici mai mult, nici mai puțin, că a fost încălcată o lege fundamentală a naturii, legea conservării energiei. Să vedem dacă e așa. Întâi vreau să vă spun că acesta nu este primul videoclip din această serie care vorbește despre fuziunea termonucleară. În aprilie am publicat un videoclip cu titlul JET. Acolo am explicat ce sunt fisiunea și fuziunea nucleară și cum pot fi folosite aceste reacții nucleare pentru a obține energie sub formă de căldură. Dacă doriți să știți aceste lucruri, găsiți linkul în descriere. Fuziunea nucleară este procesul prin care se produce energia pe care o radiază stelele. În miezul acestora, nuclee atomice mici se leagă, se lipesc, fuzionează, formând nuclee mai mari. De pildă, în miezul Soarelui, doi izotopi ai hidrogenului, deuteriul și tritiul, așa cum vedeți aici, fuzionează, formând un nucleu de heliu, un neutron și foarte multă energie sub formă de energie cinetică a produșilor de reacție, adică la scară macroscopică, căldură. În nucleul Soarelui, în fiecare secundă, 600 milioane de tone de hidrogen se transformă în heliu prin această reacție. Aceasta este sursa de energie pe care oamenii de știință, inginerii și tehnicienii se străduiesc de zeci de ani să o poată controla aici pe Pământ. Spun controla, deoarece în formă parțial controlată s-a reușit încă din anii 50 obținerea fuziunii nucleare, în așa numită bombă H sau bomba cu hidrogen sau bomba termonucleară. Și despre asta puteți afla mai multe în videoclipul JET. De ce este dificil de controlat reacția de fuziune nucleară? Problema este următoarea. Toate nucleele conțin protoni, cel puțin unul în cazul hidrogenului, dar de obicei mai mulți. Iar protonii au sarcină pozitivă. Asta înseamnă că nucleele se resping, pentru că sarcinile de același semn se resping. Pe de altă parte, forțele nucleare, care țin protonii și neutronii în nucleu, deși sunt mult mai puternice decât forțele electrice, nu acționează decât pe distanțe foarte, foarte mici. Ele se comportă, așa cum am spus și cu altă ocazie, ca un lipici. Adică două nuclee trebuie să ajungă foarte aproape unul de celălalt, practic să se lipească unul de celălalt, pentru ca forțele nucleare să intervină și să se producă fuziunea. Ceea ce v-am spus arată că pentru ca o reacție de fuziune să aibă loc, nucleele trebuie să aibă viteze foarte, foarte mari ca să se poată apropia suficient de mult încât să intervină forțele nucleare. Iar nucleele au viteze foarte mari doar la temperaturi foarte mari, la temperaturi enorme de zeci și sute de milioane de grade. De aceea reacțiile nucleare de fuziune sunt numite și reacții termonucleare. Bombele termonucleare, aceste temperaturi se obțin printr-o reacție în laț de fisiune nucleară. Am explicat acest lucru în videoclipul JET. În nucleele stelelor, temperaturile enorme necesare pentru producerea reacțiilor termonucleare apar prin comprimarea
stelei atunci când se formează sub acțiunea forțelor gravitaționale. Dar despre acest lucru voi vorbi cu altă ocazie. Dar cum putem obține aici, pe Pământ, temperaturi de sute de milioane de grade? Au existat mai multe direcții de cercetare de-a lungul timpului pentru a putea obține și controla plasmă la astfel de temperaturi. Europenii au ales utilizarea așa numitelor instalații tokamak. Acestea folosesc câmpuri magnetice extrem de puternice pentru a controla plasma foarte fierbinte, care este produsă cu ajutorul unor câmpuri electrice. Câmpurile magnetice care comprimă plasma și nu o lasă să atingă pereții reactorului trebuie să aibă o formă specială. De aceea reactoarele tip tokamak au forma unei gogoașe, așa cum vedeți în această imagine. Ele folosesc cantități enorme de energie electrică și până acum niciunul în niciun experiment n-a reușit să dea prin reacții de fuziune termonucleară mai multă energie decât câtă s-a folosit pentru a obține și controla plasma. Deci deocamdată bilanțul energetic al acestor reactoare este negativ. Dar avem o veste bună și din Europa, așa cum am arătat în videoclipul JET. JET este acronimul de la Joint European Torus, care se găsește în Anglia, la Oxfordshire, și acolo s-a reușit, așa cum am arătat în videoclip, realizarea unui record în producerea de energie prin fuziune nucleară. Acest reactor a produs 59 de megajouli energie în 5 secunde, ceea ce înseamnă o putere de peste 11 de megawați, cam câtă putere electrică se poate obține de la 4 turbine eoliene. Deci, pentru prima dată, s-a obținut o putere la scară industrială. Americanii au ales să-și concentreze eforturile pe o altă metodă, folosirea fasciculelor laser pentru a comprima și încălzi mici recipiente care conțin izotopii hidrogenului, deuteriu și tritiu. Și vestea bună pe care vă spun azi este că în data de 5 decembrie a acestui an, pentru prima dată s-a obținut un bilanț energetic pozitiv, în sensul că aproape 200 de fascicule laser au concentrat cam 2 megajouli energie pe izotopii de deuteriu și tritiu și energia obținută prin reacțiile termonucleare dintre acești izotopi a fost cam de 3,15 megajouli. E adevărat că dacă ne uităm la toată energia care s-a folosit pentru a obține fasciculele laser, de vreo 100 de ori mai multă, bilanțul total este încă departe de a fi pozitiv, dar este o realizare care ne dă speranțe. Și acum să lămurim problema cu energia despre care am vorbit la început. Pentru unii, faptul că se poate obține mai multă energie decât cea folosită este o dovadă că se poate produce energie, că poate să apară energie. Cu alte cuvinte, că poate fi încălcată legea conservării energiei. Ei bine, să știți că mai demult exista câte un dispozitiv care dădea mai multă energie decât primea, în fiecare casă. Și încă și azi există în foarte, foarte multe case astfel de dispozitive. Și aceste dispozitive se numesc sobe. Într-o sobă pregătim focul cu o bucată de hârtie, poate puțin petrol, așchi, lemne, dar degeaba îl pregătim. Putem să stăm în fața sobei o lună și nu se întâmplă nimic. Pentru ca soba să ne dea energie sub formă de căldură. Căldura este forma schimbului de energie. Trebuie întâi să-i dăm noi un pic de energie. Deci, soba trebuie întâi să primească energie ca să ne dea apoi căldură și ne dă mult mai multă energie decât i-am dat noi. Trebuie să procedăm așa pentru că arderea este o reacție în lanț între un combustibil și oxigen, care nu are loc decât dacă se atinge o anumită temperatură. Și foarte bine că e așa, altfel s-ar aprinde totul spontan. Moleculele de oxigen
trebuie să se ciocnească cu moleculele organice din hârtie și lemn și din oricare alt combustibil cu o anumită viteză ca să se poată produce reacția chimică de ardere. Și la temperaturi obișnuite, moleculele de oxigen nu au viteza necesară ca să se întâmple acest lucru. De aceea lemnul, hârtia, benzina și așa mai departe nu se aprind spontan în aer. Dar flacăra chibritului produce temperatura necesară într-o zonă foarte mică și acolo începe arderea, care apoi se propagă din aproape în aproape până când arde tot ce poate arde. Lemn, hârtie, cărbun, ce a pus în sobă. Fenomenul seamănă cu piesele de domino aranjate să cadă în așa fel încât să producă căderea altora. Acolo unde are loc arderea, se produce căldură care face ca moleculele din jur să se miște mai repede și să poată reacționa și ele. Și în acest fel reacția de ardere se propagă din aproape în aproape, de aceea se numește reacție chimică în lanț. Și în acest fel obținem mai multă energie decât am dat. Am dat un pic de căldură de la chibrit și am obținut atâta căldură încât am putut încălzi toată camera. Dar asta s-a întâmplat pentru că a existat un combustibil în sobă, adică energie chimică, și s-a produs o reacție în lanț în care energia chimică s-a transformat în căldură. N-a fost, bineînțeles, încălcată legea conservării energiei. Din punct de vedere energetic, exact același lucru se petrece când vrem să obținem energie prin reacții termonucleare. Echivalentul lemnelor din sobă este amestecul de nuclee de deuteriu și tritiu, iar în loc de energie chimică, acolo avem energie nucleară. Ca și în cazul arderii, reacția nu are loc spontan, din fericire. În locul chibritului trebuie să folosim câmpuri electrice sau fascicule laser care să ridice temperatura la sute de milioane de grade pentru ca reacțiile termonucleare să înceapă. Iar în aceste reacții, energia nucleară se transformă în căldură. În concluzie, așa cum o sobă ne poate da mai multă căldură decât i-am dat noi pentru că am pus în sobă energie chimică în lemne, și în timpul arderii această energie se transformă în căldură, instalațiile pentru reacții termonucleare pot da mai multă energie decât le-am dat noi, deoarece am pus în interiorul lor energie nucleară, în nucleele de deuteriu și tritiu. Și în timpul funcționării reactoarelor, energia nucleară se transformă în căldură. Așa că nu apare energie. Nu este mai multă energie în univers decât a fost înainte ca un reactor termonuclear să funcționeze. Așa ceva, am spus-o deja de atâtea ori încât încep să obosesc, nu se poate întâmpla. Putem doar transforma o formă de energie în alta. Nu putem crea energie. În încheiere, să ne întoarcem la vestea bună legată de fuziunea termonucleară. Mai este mult de lucru până când fuziunea termonucleară va putea să ne dea energie căldură la scară industrială. Dar acest bilanț energetic pozitiv, realizat pentru întâia oară, ne dă, așa cum am mai spus, speranțe. Cantități mici de izotopi, deuteriu și tritiu, pot da prin reacțiile termonucleare de fuziune cantități foarte mari de căldură, mult mai multă decât ne poate da, de pildă, arderea hidrogenului, pentru că arderea este un proces în care intervin forțe electrice, pe când reacțiile termonucleare de fuziune sunt procese în care intervin forțe nucleare, iar forțele nucleare sunt mult mai puternice decât cele electrice. Căldura pe care o obținem prin reacțiile termonucleare putem apoi să o transformăm în energie electrică. Din păcate, așa cum am spus și cu alte ocazii, se cheltuiesc mai puțin bani pentru cercetare decât pentru înarmare. Iar mulți oameni pun întrebări de genul ce rost are să cheltuim bani pe tot felul de cercetări pe care nu le înțeleg decât specialiștii în domeniu. Ei bine, astfel de cercetări sunt șansa omenirii de a supraviețui pe termen lung. Numai astfel de cercetări pot rezolva problemele legate de energie, de poluare, de încălzire globală, de suprapopulare și multe altele.
Așa că dacă ne gândim și la cei din viitor, nu doar la noi, cea mai bună investiție pe care o putem face este cea în educație științifică și în cercetare științifică. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!